Bună seara, sunt Suada Carcuti și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Un bărbat și o femeie au fost găsiți fără suflare azi dimineața într-o casă din satul Dobrușa, Telenești. Un consătean de-a lor este suspectat de dublul omor. Nu există indicii că ar fi fost scurgere de radiație la uzina de la Râpnița, spun experții de la Chișinău care au făcut măsurători în zonă. Avioanele Boeing de tipul celui care s-a prăbușit în Etiopia nu vor putea survola spațiul aerian al Moldovei. Decizia a fost luată după ce aseară Uniunea Europeană a procedat la fel. Vlad Filat a fost adus din nou la judecătoria Buiucani, unde a avut loc o ședință în primul său dosar. Un cuplu din satul Dobrușa, Telenești, a fost găsit fără suflare în casă. Oamenii legii presupun că cei doi concubini au fost uciși de un consătean pe care l-au reținut. Crima s-a produs într-o localitate în care trăiau doar 6 oameni, iar acum în viață au rămas 4. Corpurile neînsuflețite ale celor doi, o femeie în vârstă de 40 de ani și un bărbat de 43 de ani, au fost descoperite azi dimineață de către un vecin care a anunțat oamenii legii și primarul din sat. Nu este clar deocamdată când anume aceștia au fost uciși. Au servit împreună duminic seara, mult bine, cu un vecin și cu unul de la Negureni și după ce au servit, au făcut un conflict între dânsi, s-au bătut și i-au lăsat Potrivit primarului, bărbatul care a comis crima s-a stabilit cu traiul în localitate după ce a fost eliberat din închisoare. Infractorul se vorbește, este în persoană și nord. Ei trăiau pișa pe loc, se cunoșteau între ei, ei se lucrau împreună, se ajutau, dar cred că ceva n-au împărțit între deși. La Dobrușa sunt în total 6 locuitori, iar acum au rămas doar 4. Și așa cum rudele celor doi ar fi peste hotare, primarul spune că se va ocupa chiar el de înmormântare. Am comandat tot ce e necesar, mâine să-i aducem. Am vorbit cu părinte, le-o face și este de făcut. Cimitirul de la satul Dobrușa e vestit prin primar că două am mormântat mai înainte și două omul. Unicul localnic pe care l-am găsit în sat ne-a spus că nu i-a văzut de o săptămână pe cei doi concubini. El susține că îi vedea des certându-se cu amicii de pahar care veneau din satele vecine. Ce știam, dar cum nu ne-am consultat timp de o săptămână, cum nu a fost la mine, că cum diferența e un kilometru de la mine și până la dâns, pe telefon. Și ieri dimineață chiar am sunat și nu i-a răspuns robotul. De-am asară tot am răspuns, cum a sunat și tot i-a răspuns robotul. Când m-a sunat comisarul poliției, mi-a spus că sunt morți în casă. Bărbatul care este suspectat de crimă a fost reținut de poliție și și-a recunoscut vina. Acesta riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Decizia prin care Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare va fi revizuită peste 2 săptămâni. Avocații fostului premier au înaintat un demers în acest sens, dar au cerut și recuzarea 2 dintre magistrații care au stabilit sentința. Deși potrivit lui Filat, cei doi judecători nu au dreptul să examineze această cerere, ea a fost respinsă. Escortat astăzi la judecătoria Buiucan, fostul premier Vlad Filat a putut să răspundă la mai multe întrebări. S-a dat cu părerea referitor la faptul că Ilan Jor, cel care l-a băgat în pușcărie, a ajuns deputat în Parlament, în urma alegerilor din 24 februarie. Felicit poporul moldovenesc cu acest lucru. Întrebată unde are fiul său bani ca să închirieze un penthouse la Londra și să plătească pentru el câte 1000 de lire pe zi, Filat a spus că pentru acțiunile sale, Luca ar trebui să răspundă singur. Eu cred că dumnealui are vârsta necesară în care să vă răspundă. Și pentru că a promis încă în 2015 să facă dezvăluiri care vor face să sară tot sistemul politic în aer, l-am întrebat astăzi, repetat, pe fostul premier, când are de gând să le facă. La ședința de data trecută, Filat declara că nu mai are ce sări în aer, pentru că nu mai avem un sistem politic. Eu cred că tăcerea mea a fost mai grăitoare decât vorbele multora. La ședința de judecată de astăzi, Vlad Filat a cerut revizuirea sentinței, prin care a fost condamnat la 9 ani de închisoare și a solicitat înlocuirea 2 judecători. Judecătorii care nu doar au judecat, dar au pronunțat sentință de condamnare, nu pot să-și revadă deciziile sale. Instanța a respins ca fiind neîntemeiată cererea de recuzare a magistraților Serghei Lazar și Ione Culce și a stabilit că decizia de revizuire a dosarului, în care fostul lider PLDM este învinuit de trafic de influență și corupere pasivă, va fi luată peste 2 săptămâni. Noi vrem să fie redeschis procesul, pentru că am descoperit că aceeași sumă de bani, este vorba despre 2,7 milioane de euro,
i-a fost imputată atât lui Vladimir Filat, cât și o alte persoane. Vlad Filat se află deja de peste 3 ani în detenție, fiind condamnat la 9 ani de pușcărie pentru trafic de influență și corupere pasivă. Ilan Șor, cel care l-a denunțat, recunoscând că i-a dat mită 250 de milioane de lei, a ajuns deputat după alegerile din 24 februarie. Dosarul lui se află pe rol la Curtea de Apel Cahul, care în ultimul an a amânat de nenumărate ori procesul. Un troleibuz fără fir a fost adus astăzi la Bubuieci, dar nu pentru ca oamenii să circule cu el, ci ca să-l admire. Nu, ne-au promis de mult ca să vii, vreo 2 ani, 3, dar văd că acum. Mă gândiți că ar fi în contextul viitoarelor alegeri locale? Eu mă gândesc că așa este. După ce a fost examinat și aplaudat de localnicii care se plâng că sunt nevoiți să se înghesuie în microbuze ca să ajungă la Chișinău, vehiculul a fost dus la parcare. Ce urmează, vă spunem la știri. Moldova a interzis ca avioanele Boeing de tipul celui care s-a prăbușit în Etiopia să survoleze spațiul aerian al țării noastre. Decizia a fost anunțată astăzi de Autoritatea Aeronautică Civilă. Operatorii naționali ai Republicii Moldova nu operează cu astfel de tipuri de aeronave. Dar urmarea acestei directive nici nu vor putea închiria un wet lease. Pe bază regulată nu se operau zboruri cu astfel de aeronave de către operatorii străini, însă sunt companii internaționale care zboară spre Chișinău și care au în flota lor astfel de aeronave. Este vorba de avionul de tip Boeing 737 MAX 8. Măsura a fost luată în semn de precauție până când va fi stabilită cauza accidentului aviatic din Etiopia, în care 157 de oameni au murit. Moldova a luat decizia după ce aseară Uniunea Europeană a anunțat că aceste aeronave nu mai au voie să zboare deasupra statelor membre. Interdicția vine în condițiile în care în doar jumătate de an două asemenea avioane s-au prăbușit, unul duminică în Etiopia, iar altul în octombrie în Indonezia. Statele Unite și Canada nu au impus deocamdată vreo interdicție. În urma tragicului accident în care a fost implicat un avion al companiei Ethiopian Airlines, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a decis să ia măsuri pentru siguranța pasagerilor. Astfel a suspendat toate zborurile avioanelor de tip Boeing 737 MAX în spațiul Uniunii Europene. Interdicția a fost aplicată aseară, începând cu ora 21, și vine după o decizie similară luată de Marea Britanie, Australia și Singapore. Companii aeriene din China, Indonezia, Coreea de Sud, Africa, Argentina și Etiopia au decis să oprească la sol avioanele de acest tip. Accidentul aviatic din Etiopia vine la mai puțin de jumătate de an după ce o altă aeronavă de același fel s-a prăbușit în Indonezia. Atunci 189 de persoane au murit. Aircraft has the same problem as the other aircraft had before. So that's prompting them to take precautionary action. Cu toate acestea, în Statele Unite, aparatele rămân în uz. I don't think there's any reason to be paranoid. Isn't it more dangerous to go out there and drive your car? Autoritatea pentru aviație a cerut companiei Boeing să facă rapid modificări ale softului și ale sistemului de control. De asemenea, Boeing trebuie să actualizeze manualul destinat instruirii piloților. Un avion de tip Boeing 737 MAX s-a prăbușit duminică în Etiopia, iar toate cele 157 de persoane aflate la bord au murit. Au coborât prețurile la carburanți, a ieftinit benzina cu câteva zeci de bănuți, la fel și motorina și gazul lichefiat. Totuși, fiecare stație de alimentare afișează tarife diferite. De exemplu, o stație Peco a vândut astăzi benzină cu 18 lei și 37 de bani, iar motorina cu 16 lei și 74 de bani. Deocamdată, două benzinării ne-au confirmat că au micșorat prețurile. Celelalte nu ne-au răspuns la telefon. Nici ANRE nu are deocamdată date cumulate. Ieftinirea are loc după ce ANRE a aprobat la începutul săptămânii o nouă metodologie care stabilește că petroliștii pot decide singuri prețurile la combustibil, fără să depășească un profit anual de 10%. După incidentul de la uzina din Râbnița, nivelul radiației nu a depășit norma admisă, anunță experții de la Chișinău. Aceștia spun că au făcut astăzi măsurări la rezina și au cerut ca directorul întreprinderii să prezinte un raport despre situația de acolo. La uzină, specialiștii vor merge în inspecție săptămâna viitoare. Pentru rată care este parametrii normali ai radiației de fond, da, în cazul dat. În clădirea noastră acum sunt 75 nanosievert sau, ca să fie mai clar, 7,7 microrenghini oră. Asta e un debit de doză normal.
În urma investigațiilor care au fost efectuate astăzi la Rezina, chiar la malul Nistrului, fiindcă în partea cealaltă nu putem să trecem fără acordul biroului de integrare, n-am găsit nicio depășire de fond, iar valorile astea erau mai puțin practic de două ori. Pentru o precizie mai mare, responsabilii de la Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice spun că au luat o bucată de pământ de pe malul Nistrului, care va fi supusă unei expertize. Printr-un intermediu unui spectrometrii gamma de rezoluție înaltă, care cu precizie să poată să-mi spui ce tip de material radioactiv, dacă a avut loc careva scăpări în mediu. Bălan susține că directorul tehnic al uzinei i-a spus că nu cunoaște ce exact s-a întâmplat și că va reveni cu un raport mai târziu, după ce pe rețelele de socializare au apărut informații că acum câteva zile la uzina metalurgică din Râbnița a avut loc o scurgere radioactivă, iar nivelul radiației în zonă ar depăși cu mult norma admisă. Biroul politic de reintegrare din cadrul guvernului a emis un comunicat în care confirmă că în stânga Nistrului ar fi avut loc un incident, iar acesta a dus la oprirea cuptorului principal. Un troleibus fără fir a fost adus astăzi la Bubuieci, dar numai pentru a fi văzut și admirat de locuitori. Pe rută va fi pus abia săptămâna viitoare, spun autoritățile municipale, care vor mai aduce încă două vehicule. Itinerarul acestora încă nu a fost stabilit. La ora 11, mai mulți locuitori de la Bubuieci s-au adunat în curtea primăriei din localitate, acolo unde a fost adus troleibuzul și pus ca un monument în fața clădirii. Localnicii au fost lăsați să-l admire, să urce în interior ca să-l cerceteze, dar deocamdată cam atât. Eu anul trecut pneumonia am acabat așteptând 138. Spre exemplu, eu aș dori la Botanica să fie. Oamenii spun că au așteptat câțiva ani aceste troleibuze. Nu ne-au promis de mult ca să vii, vreo 2 ani, 3, dar văd că acum. Vă gândiți că ar fi în contextul viitoarelor alegeri locale? Eu mă gândesc că așa este. Că ceva nou pentru comuna Bubuieci, ceva accesibil pentru mulți locuitori. Viceprimarul comunei nu ne-a putut spune însă dacă aceste vehicule rezolvă problema transportului public la Bubuieci. Mai sunt localități care urmează toți să-i bucure și pe ei, pe locuitorii lor, cu un transport mai modern, mai nou. Dacă nu o să fie suficient, înseamnă că noi suntem în discuții cu primăria municipală să mai suplimenteze, adică să mai adauge mașini. Funcționarii spun că troleibuzele vor avea aparate de aer condiționat, prize USB și camere de luat vedere. Cel care a fost prezentat astăzi nu avea însă nimic din toate astea. Primarul interimar, care în campanie electorală a lăsat inaugurările de rute la Ialoveni și Durlești pe seama candidaților democrați, astăzi și-a făcut apariția. Ruslan Codreanu a refuzat din nou să ne spună dacă va participa la alegerile locale. Veți candida? Data viitoare am să vă răspund. Astăzi haideți să vorbim despre transport public și despre bucuria oamenilor din Bubuieci. Păi de ce nu ne răspundeți acum? Nu vreau. Potrivit municipalității, troleibuzele fără fir vor circula de săptămâna viitoare, având un interval de 23 de minute între ele. Până atunci va fi stabilit itinerarul. Anul acesta, municipalitatea și-a propus să asambleze 35 de troleibuze, dintre care 15 fără fir. Procurarea și asamblarea unui troleibuz fără fir costă 250.000 de euro. Deși a muncit an la rând în instituții de stat, șeful adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică se poate lăuda cu bunuri de lux. Veaceslav Potop deține o casă cu 2 etaje la Stăuceni, iar soția sa este proprietara unei companii, se arată într-o investigație realizată de ziarul de gardă. Acum Potop se află în arest la domiciliu, fiind anchetat pentru corupere pasivă, iar avocatul său spune că el este nevinovat. După ce a fost reținut, am încercat să verificăm și averea pe care o are această persoană, pentru că el activează de foarte mult timp în serviciu public. Așa am găsit casa în care dumnealui locuiește și în care stătea în arest la domiciliu. În declarația de avere a lui Veaceslav Potop este scris că locuința impunătoare cu 2 nivele de la Stăuceni are o valoare cadastrală de 87 de metri pătrați și este evaluată la 700.000 de lei, adică în jur de 35.000 de euro. Asta deși în zona respectivă, asemenea locuințe sunt vândute în medie cu 4-5 milioane de lei, echivalentul la 250.000 de euro. Soția lui Veaceslav Potop este proprietara firmei care figurează în dosarul pornit de procurorii anticorupție. Totodată, Lilia Potop ar fi cofondatoarea altei companii pe care funcționarul nu a indicat-o în declarația de avere. Acea companie, prin anul 2017, a
a intrat într-o afacere de la Vadul lui Vod. Acolo este un plex de vile în care se organizează inclusiv petreceri de familie, cu mătrii, nunți și tot așa. Mai mult, firma și-a schimbat adresa juridică de la un apartament din capitală într-un complex de clădiri de la Vadul lui Vod. Acesta se întinde pe o suprafață de peste un hectar și cuprinde o vilă de peste 300 de metri pătrați, foișoare și un cort pentru organizarea petrecerilor în aer liber. Pe Facebook este indicat că aici se mai găsesc 4 dormitoare, saună și o terasă pentru 20 de persoane. La fel, acea proprietate nu se regăsește în declarația de avere a familiei funcționarului și ea valorează câteva milioane de lei probabil. Veceslav Potop a ocupat fotoliul de director adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică din 2018, când a și fost creată, după comasarea altor câtorva instituții de stat. Până atunci, Potop a deținut aceeași funcție la Inspecția de Stat în Construcții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, funcționarul este acuzat că a admis lucrări cadastrale ilegale și că a favorizat înregistrarea dreptului de proprietate asupra unor construcții neautorizate. Avocatul lui Veceslav Potop spune că el pledează nevinovat. Muncitorii care curăță străzile de gunoi se plâng că au salarii mizere care nu-i motivează să lucreze. Ei mai spun că sunt puțini la număr, iar din acest motiv nu reușesc să curețe străzile. Astăzi aceștia au lucrat pe șoseaua Muncești, iar în inspecție acolo a venit și Ruslan Codrea. Pe strada Muncești astăzi era forfotă mare. Zeci de muncitori de la întreprinderile municipale curățau carosabilul, trotuarele, dar și spațiile verzi. De mizerie adunată de luni întregi. Grămezi de deșeuri erau încărcate una după alta, iar cu încet strada începea să capete un alt aspect. Normal dacă este, cum să spune, încălzire suficientă. Așa, câte o măsuță din când în când. Lucru în pădure, cum s-ar spune, nu fuge. Muncitorii spun că sunt puțini la număr și chiar dacă se străduiesc, nu reușesc să facă multe. Și salariul pe care îl primesc nu-i prea motivează. Trebuie să ducă la sector, eu trebuie să fac adăugător, iar că acum tot trebuie. În loc să faci la tine, tu faci aici. Eu nu știu, domnul Codreanu, eu n-l știu, dar el trebuie să știe, pentru că noi suntem tare... Nu obosit suntem, noi suntem puțini. În primul rând, oamenii nu vreau să lucreze la așa un salariu mic. E mic. E, dar ce să facem? Trebuie să trăim, da, măcar și putem. Primarul interimar Ruslan Codreanu, care a venit să verifice cum decurge curățenia, crede că problema nu este în numărul mic de muncitori și nici în salariile modeste. Muncitorii, am vorbit în fiecare zi, salariile nu sunt mici, salariile depind de volumul de lucru pe care îl au. Dar dacă punem și echipele ex-drupo, și întreprinderile municipale de salubrizare, și selurile, atunci eu cred că sunt suficient să angajați ca noi cel puțin pe două zile să facem o stradă ca Muncești. De față cu muncitorii, însă acesta a spus altceva. Mai ridică, e volet, că nu? Da. Că... Oamenii nu au primit salariu. Nu în februarie, dar nu au primit. De ce? Asta e de la direcție. Ce locat e pe loc? Locul e murdar. Știu. Și salariu mic, locul mult. Cât e mic? Nu, dacă nu ne ies, că zi 120-130 lei. Unii spun că și-ar fi dorit să se plângă primarului interimar pe nevoile pe care le au, însă au rămas intimidați de faptul că acesta era îmbrăcat la 4 ace. Stăt locul ne vără, ne bagă și în toată murdăria și nimeni nu vine să uite și ne rușine. Și noi nu suntem așa ca dumnealui. Muncitorii se arată indignați de nepăsarea unor locuitori ai capitalei care aruncă gunoiul chiar imediat ce se face curățenie. Aceștia spun că cei care fac asta ar trebui să fie amendați. Lumea nu păstrează, uitați-vă ce se face. Noi trăim în sat, dar nu, la noi nu e așa. Dar ei aruncă prin toate părțile. În gunoiar, că zvâle chetri. De sus, ei de sus, tot culoașele le aruncă în coace. Nu vreau să ducă până la gunoi, zvârli cu liocul, fierea, splin, a zvârli. Și da, pentru asta aici sunt oameni care fac poriată. Pune la ceasnii sector care aduce la tamberoane, nu mai vine el a doua oară. Putem veni cu anumite propuneri la Parlament. Noi vom depune efort să punem urne acolo unde nu sunt urne, pentru că este și o parte din responsabilitatea noastră să asigurăm oamenii unde au să arunce. Poziția și-am anunțat luna martie și am promis ProTV-ului, toată luna martie vom lucra și vom curăța orașul. Codreanu spune că încă nu a reușit să afle mai multe despre terenul aflat peste drum de autogara de nord, care este plin de deșeuri și, potrivit oamenilor, nu a fost curățat de ani de zile. Așa că locul arată în continuare ca o gunoiște. Sâmbăta viitoare se va desfășura campania de salubrizare a râului Bâc.
Igor Dodon a zburat azi dimineața la Baku, unde se va întâlni cu președintele Azerbaidjanului. Acolo șeful statului va participa la un forum internațional. La acest eveniment sunt așteptați mai mulți șefi de stat și înalți demnitari din diferite țări. De când este președinte, Dodon nu a fost în nicio vizită în țările vecine, România și Ucraina, plecând de nenumărate ori în Rusia. Fermierii moldoveni care cresc mere spun că le este foarte greu să spargă gheața exporturilor, deoarece cumpărătorii internaționali au cerințe foarte mari. Așa se face că jumătate din toată roada de anul trecut a fost trivită la fabricile de suc la prețuri de nimic. Astăzi, experții de la USAID le-au dat o lecție producătorilor noștri despre cum să-i cucerească pe europeni. Aliona Mandată are o levadă de mere ce se întinde pe o suprafață de 40 de hectare. Ca să ajungă pe rafturile magazinelor internaționale, merele acestea trec prin mai multe etape. După ce sunt culese, ajung în depozitele frigorifice, după care sunt transportate la linia de sortare. Pe bandă, merele sunt mișcate de ape ca să nu se lovească. Ulterior, fructele trec prin transportorul de inspectare, după care sunt uscate. Ajunse la linia de calibrare, merele sunt sortate automat după mărime. Iar la final, muncitorii aranjează fructele manual în lăzi. Abia după ce trec prin toate aceste etape, merele pot fi urcate în camioane și exportate. O stringentă nevoie astăzi pentru piețele de export, atât piața Orientului Mijlociu, chiar și piața Uniunii Europene, fie obligatoriu făcute investiții în casele de ambalare și echipamentul pentru sortare. Și producătorii, dacă nu își vor pune ca opțiune cooperarea în grupuri de producători, nu vor avea șansă să acceseze piețele Orientului Mijlociu, care pentru noi în ultimii ani devin o opțiune de bază. Aliona Mandată i-a fost adusă la cooperativa de întreprinzători din Domulgeni, drept exemplu pentru alți agricultori care se plâng că nu au putut anul acesta să-și vândă producția. Cerințele pieței dictează în primul rând și infrastructura de post-recolt. Către Orientul Mijlociu trebuie o anumită cantitate, adică lăzile trebuie să fie de 18,2 kg. Cumpărătorii internaționale au multe cerințe, așa că trebuie implementate metodologii moderne de pregătire a mărfii, nu doar la recoltare, ci și după, spun experții. Cumpărătorii din diferite pieți solicită diferit tip de ambalaj. Iată această cutie de 13 kg, sunt mere pachetate pentru piața tradițională. Se referă rețelele de magazin din Federația Rusă, rețelele din Kazahstan și din alte țări care distanțele de transportare sunt mai mici. Alături noi avem o cutie telescopică și acest tip de cutie li solicită piețele mai netradiționale pentru Republica Moldova și anume sunt livrate în containere maritime. Că merele sunt plasate în așa tip de alveole care permit să absorbe umiditatea. Au o peliculă deasupra care permit pe parcursul transportării, pentru că transportarea poate dura până la 45 de zile. Potrivit datelor serviciului Vamal, în anul 2018 din Republica Moldova au fost exportate în jur de 250.000 de tone de mere în 21 de țări. Natalia Oreiro va cânta pentru prima dată la Chișinău. Sâmbătă, celebra interpretă va susține un concert la Palatul Național. Ea a ajuns aseară la aeroport, unde a fost întâmpinată de colegii noștri de la emisiunea O Seară Perfectă, care au luat-o la întrebări. Por eso vine días antes para poder conocer y que me lleven a pasear y conocer lugares lindos y comer cosas ricas, sobre todo chocolate. După un zbor lung, Natalia Oreiro a ajuns aseară pe aeroportul din Chișinău. Recunoaște că nu știe mai nimic despre țara noastră, așa că este foarte curioasă să afle cât mai multe lucruri. Es primera vez aquí, así que espero conocer lugares lindos, históricos, que me cuenten un poco de la historia del país y algunas plazas. Vamos a ver. Focoasa interpretă ne promite un weekend în stil latino.
Sâmbătă, Natalia Oreiro va ieși pentru prima dată în fața publicului din Moldova. Ea ne-a povestit că s-a pregătit mult timp de spectacol și că va oferi un show pe cinste. Vamos a ensayar mucho, vamos a hacer un buen ensamble entre los bailarines y los músicos y a divertirnos un rato y esperar que toda la gente de aquí venga a disfrutar del show. Natalia Oreiro a devenit celebră după ce s-a filmat în telenovele argentiniene, reușind să țină în fața micilor ecrane milioane de oameni din toată lumea. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.